Bănuiesc că orice om care vede pe taraba unei librării o carte cu titlul Impudoare, despre eu va fi vorba, va simți titlul ca o provocare. Ce legătură are impudoarea cu un autor care în general scrie eseuri, eseuri filozofico-literare, dar de ce impudoare? Impudoarea e legată de obicei de denudare, de denudarea fizică, de prezentarea trupului gol, de dezbrăcarea lui. Ce legătură are asta cu cartea asta? Are vreo legătură cu dezbrăcarea trupului? Nu, e o metaforă în principal și pleacă de la o replică pe care o dă Socrate într-un din dialogurile platoniciene și în care, prezentându-i se un tânăr spectaculos de frumos, ceilalți lăudându-i frumusețea fizică și spunându-i că dacă și-ar da jos mantaua, Socrate ar fi uluit de splendoarea trupului lui, chipul era de asemenea superb, Socrate răspunde, dar ce-ar fi ca mai degrabă să-i dezgolim sufletul? De la această vorbă a început filozofia, pentru că filozofia, proza scrutativă a lumii, cum mi-a plăcut să o numesc, este modul acesta de a săpa în interiorul nostru și din cauza asta marile jurnale ale lumii au fost priviri în interiorul autorilor, oglinzi pe care ei le-au oferit celorlalți, în care aceia se pot recunoaște, compara cu tot ce este general omenesc în fiecare dintre noi. Marii scrutatorii lumii, cei care au privit, au încercat să dezgolească sufletul. Trebuie spus rapid că în timp ce un trup se dezgolește în câteva secunde, sufletul n-a reușit să-l dezgolească nimeni până la cap niciodată. Nici pe al lui, nici pe al altora. Deci despre această aventură formidabilă a autocunoașterii omului este vorba în cartea mea, pornind de multe ori de la mine, dar convins că în însemnările despre mine însumi se vor recunoaște și alții.